Da, se alătură unui șir așa de episoade care mi-au confirmat și mie că nu e doar un tip pasionat, e un tip care chiar e studios în ceea ce privește fotbalul. Iar paralele de care aminteai din NBA, mai multe confesiuni pe care le-a făcut într-un interviu exclusiv pentru ProSport, o confesiune la Dialoguri fără vloguri la un moment dat, mi-au întărit ideea pe care o aveam de când lucram împreună cu el la echipa națională. Și nu e doar Ianis. Chiar am observat la foarte mulți din cei tineri, cel puțin, că trăiesc fotbalul la anumite coordonate care poate ar fi surprinzătoare pentru mulți dintre suporteri. Este stereotipul ăsta al ignoranței fotbalistului care trăiește într-o bulă și vede doar antrenament, meci, casă, mașină sau în ce își investește banii. Dar sunt mulți tineri fotbaliști români de valoare care trăiesc fotbalul într-o perspectivă spectaculoasă. Apropo de tineri care trăiesc fotbalul intens, avem o echipă națională de tineret care merge bine în această campanie de calificare pentru Euro. Sperăm și sunt semne tot mai clare că am putea asista la a patra prezență consecutivă la un turneu final al Campionatului European de Tineret pentru Naționala României, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat în istorie. Astăzi România a învins în Armenia și a trecut pe primul loc în grupa preliminară. Chiar am vorbit, povesteam că am vorbit cu Pancone prin mesaje puțin. Era foarte bucuros și e normal pentru că a trecut pe primul loc și speră să se califice. Am trăit și din perspectiva a ideii de a fi acolo, pentru că la ultima calificare jucată pe teren, pentru că cea de-a treia a fost din oficiu, cea în care ne-am calificat în dauna Ucrainei, dacă nu mă înșel, cu Adrian Mutu pe bancă, eram în staff-ul său atunci. Și știu ce sentiment și ce înseamnă o astfel de calificare, ce satisfacție ai ducându-te să joci cu cei mai buni. Iar asta era ce vorbeam cu Pancone, faptul că se simte lucrul ăsta, se simt jucătorii care deja sunt obișnuiți să se califice. Se creează o mentalitate în care pentru acei jucători, cei care vin și se succed în generații, pentru ei este natural să fie la aceste campionate, este natural să ajungă în acest moment și este ceea ce cred eu că lipsește, a lipsit până acum naționalei mari, aceea de a bifa o calificare. Sunt convins că odată bifată o calificare, deja jucătorii se vor obișnui și le va fi natural, le va fi normal, vor vedea ca o normalitate faptul că trebuie să fie la un turneu final, că trebuie să câștige grupe, competiții pentru a se bate cu cei mai buni. Și asta cred că este un lucru foarte important. Lăsând la o parte aspecte tehnice, tactice, din toate mentalitatea care poate să facă diferența. Și întorcându-mă puțin, vorbeam de Ianis, sunt situații și poate Gabriel are dreptate și nu va începe, dar sunt situații când echipa națională ajută foarte mult jucătorii. Sunt situații când, așa cum a fost și Ianis, s-a ajutat și a marcat goluri decisive. Sunt momente în care jucătorii au nevoie de echipa națională pentru a-i propulsa în ochii oamenilor de fotbal, în ochii antrenorilor de la cluburi sau în ochii suporterilor de la cluburile respective, să arate, să demonstreze, pentru că un meci bun făcut de Ianis în Spania, în momentul ăsta, lui ar crea un context în care ar putea oarecum să ceară, între ghilimele, nu motamo, să-și ceară niște minute în plus la echipa de club, să ceară niște lucruri care pe viitor îl pot ajuta și se pot întoarce, un favor care se poate întoarce pentru echipa națională, pentru Edi. El, având minute ulterior, va fi mult mai ușor și poate altfel să apară la Euro. De-aia spun că e foarte important pentru jucătorii care nu joacă la echipa de club, e foarte important ce se întâmplă în aceste amicale, minutele pe care le primesc și ceea ce fac ei în aceste minute. Și cu atât mai mult, jucătorii care în momentul ăsta sunt din Spania și joacă în Spania, cum ar fi și Moldovan, vorbeam și de Rațiu, cum este și cazul și lui Ianis. Și cred că poate va primi, cum a spus, 45 de minute sau mai puțin, dar ar fi, cred, mult mai benefic pentru Ianis cu mai multe minute și realizări importante. Gabriel, avem această situație cu Ianis Hagi. E important cum va arăta el în meciul de diseară acolo în Spania. El spune că vrea să rămână să joace în Spania, că îi place foarte mult campionatul, tot contextul acesta. Și e o situație delicată, pentru că el are în continuare contract cu Rangers, dar spune că ar vrea să joace în Spania. Tatăl lui, Gică Hagi, a spus că la finalul acestui sezon Ianis se va întoarce la Rangers. Cum vezi această
acest gem al declarațiilor în privința situației lui Iannis? Eu cred că fiecare spune o bucată de adevăr. Sunt ferm convins că Iannis își dorește să rămână în fotbalul spaniol și nu în fotbalul scoțian. Cred că dacă ar avea de ales, cu siguranță ar prefera să rămână în fotbalul spaniol. A câștigat titlul cu Rangers în Scoția, are 25 de ani. El nu poate crea cu astfel de declarații o anumită reacție în Scoția, la Rangers sau printre fani? Mă îndoiesc de lucrul ăsta. Și cred că are dreptate și Gică Hagi în ceea ce spune. Cu siguranță el se va întoarce la Rangers. Problema este în ce măsură va intra în planurile lui Clement pentru sezonul viitor. Eu cred la momentul ăsta și am și câteva argumente pentru perspectiva asta. Eu cred că Iannis se va întoarce la Rangers, dar va părăsi înainte de startul noului sezon echipa, urmând să joace la o echipă din Spania mai departe. Dar nu Alaves. Da. Tu ești încrezător că el și-ar putea găsi un angajament acolo. Sigur, contează foarte mult și ce se va întâmpla la turneul final, pentru că o evoluție bună în mod cert, Hagi la turneul final poate deschide foarte multe drumuri. În mod cert și asta. Dar sunt foarte realist. Chiar nu trăiesc în iluzii când spun că îl văd pe Iannis Hagi jucând titular, spre exemplu, la Celta Vigo, care e un club mai mare decât Deportivo Alaves, care nu are un sezon excepțional acum. Se luptă pentru evitarea retrogradării. De ce să nu fie Iannis Hagi titular la Celta Vigo? Sau de ce să nu îl văd într-o echipă a Sevillei care se reconstruiește? Da. Până una alta, totuși vorbim despre certitudine în privința prezenței lui Hagi la Euro? Eu cred că va fi cu siguranță în lotul de Euro. Cred că va fi. Dacă analizăm încă o dată, repede înainte, în minte, că am făcut discuția asta, cred că și împreună, am mai scris și în ProSport, cele 20 de locuri alocate jucătorilor de câmp, da, eu cred că Iannis va fi în lotul României. Obligatoriu 3 portari, 20 de jucători de câmp, eu cred că Iannis va fi în lotul României, pentru că, deși pe acel post de extremă dreapta ai 3 fotbaliști care se bat în teorie și n-ai decât 2 locuri, pe Iannis, pe Moruțan și pe Denis Mann, Iannis are avantajul că poate juca la nevoie în momentul în care e obligatorie cumva victoria datorită contextului. Poate juca și Inter, poate juca și în spatele vârfului. E un jucător polivalent. Și eu cred că da, va fi în loc. Nicolae, un meci special pentru Horațiu Moldovan, fostul portar al Rapidului, care are ocazia pe stadionul echipei la care joacă acum, la care este acum angajat, să se voleze pentru Naționala României. El, nejucând în vreo competiție pentru Atletico, deocamdată e o șansă uriașă să arate acolo, în Spania, ce poate. Este ce vorbeam mai devreme. Faptul că în momentul ăsta el poate oferi siguranța suporterilor, siguranța clubului, că este un portar pe care se pot baza în viitor. Indiferent ce se va întâmpla acolo, ce se va întâmpla în viitor, el are nevoie de un meci bun făcut în seara asta. Și asta nu va fi ușor, pentru că nu este ușor nimănui să stea o perioadă atât de lungă de timp, indiferent și portar fiind, mai ales unui jucător care nu are o experiență foarte mare, totuși nu, pentru un portar el este tânăr în momentul ăsta, și are nevoie să învețe să gestioneze momentul ăsta și să ofere siguranță echipei, să ofere siguranță tuturor pentru